Începând cu data de 24 ianuarie 2020, laboratorul de analize din cadrul Spitalului Județean Pompei Samaria în Călăraș are capabilitatea de a efectua testare SARS-CoV, având posibilitatea de a testa 4 pacienți pe oră, urmând ca în scurt timp această capacitate să fie dublată. Din momentul achiziției echipamentului PCR s-au demarat procedurile de includere a spitalului pe lista laboratoarelor acreditate din rețeaua de testare națională. Astfel, Ministerul Sănătății va deconta 200 de lei pentru fiecare test realizat. Echipamentul eliberează rezultatele în maximum 60 de minute din momentul punerii probei în lucru, fiind un real folos în regimul de urgență. Până în momentul de față, la Spitalul Județean Călărași au fost efectuate 270 testări COVID.